La Timișoara se dorește modernizarea zonei centrale a orașului, iar pentru aceasta primăria a lansat un concurs internațional pentru a găsi cea mai bună soluție când vine vorba despre amenajarea Piaței Victoriei și a străzilor adiacente, Lenau, Mihai Eminescu, străzile Păulescu, Ghiote, Alba Iulia, Mărășești și Ferdinand. Licitația pentru organizarea concursului a fost câștigată de Ordinul Arhitecților din România, care s-a ocupat de întreaga documentație. Acum primăria Timișoara a elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea premiilor în valoare cumulată de 60.000 de euro. Câștigătorul concursului va beneficia de finanțarea contractului de proiectare în lei, iar sumele vor fi asigurate din bugetul local. Primăria Timișoara dorește să implementeze o soluție care răspunde nevoilor actuale de utilizare a spațiilor centrale și a străzilor aferente, astfel încât locuitorii să beneficieze de un spațiu deschis, eficient și accesibil. Până atunci, în Piața Victoriei și în zonele centrale se lucrează la schimbarea covorului floral. Angajații de la horticultura plantează aproximativ 260.000 de flori în modele inspirate din portul popular românesc.